Taxe majorate la concesionarea terenurilor din municipiul Petroșani. Consilierii locali de la Petroșani au decis majorarea prețurilor pentru concesionarea sau închirierea terenurilor ce aparțin domeniului privat și public al localității. Creșterea taxelor vine ca urmare a convertirii acestora din euro, moneda națională, în urmă cu 2 ani de zile. Avem taxe majorate. Acest lucru a intervenit pe fondul modificării pe care noi am operat-o printr-un HCL în 2011, când am transformat toate valorile din euro în lei. Însă, datorită schimbărilor care au intervenit în cursul de schimb și simpla lor trecere din euro în lei, ne-a făcut să observăm că aceste cuantumuri sunt mici în aprecierea noastră, să spunem așa, și ca atare s-a adus în fața Consiliului Local o nouă inițiativă de majorare. Aceasta a fost aprobată în ședința ordinară de ieri, astfel că prețurile diferențiat pe zone au suferit mici modificări în sensul creșterilor. Vreau să vă dau un exemplu de pildă. În zona centrală, valoarea de pornire a licitațiilor era înainte de 6,50 lei pe metru pătrat pe an și acum la concesiune a devenit 7,03 lei pe metru pătrat pe an. Practic nu este o creștere mare. Nu este o creștere mare, acum depinde suma totală de câți metri pătrați deții. Da, dar ea ca și quantum nu credem că este o creștere substanțială. Astfel, pentru concesionarea terenurilor, prețul de pornire a licitațiilor pentru zona de agrement este 7,15 lei metru pătrat pe an, față de 6,60 lei cum era în prezent. În zona centrală, concesionarea terenurilor se va face cu 7,03 lei metru pătrat pe an, față de 6,5 lei. Tarifele au crescut și pentru închirierea terenurilor, însă creșterea este nesemnificativă.